Update: Simona Halep ajunge în cea de-a doua săptămână a turneului de la Roland Garros. Asta după ce a eliminat-o, în turul 3, pe Andreea Petkovici, locul 107 WTA. Primul set a fost cu probleme pentru Halep, care și-a pierdut de două ori serviciul. În setul 2, în primul game, Petkovici s-a accidentat și a chemat medicul. S-a impus cu 7-7. Vizibil afectată, nemțoiaca nu a mai putut face față întâlniri și Halep s-a impus cu 6-0. În optimii, Halep o întâlnește pe Elise Mertens, favorita 16. Calificarea în optimii este recompensată cu un premiu de 222.000 de euro și cu 240 de puncte WTA. Update: Halep câștigă setul 2 cu 6-0. Update: Halep își face serviciul și conduce cu 4-0. Update: Petkovici nu mai face față. A renunțat la bandajul de la picior, dar joacă tot mai slab. Update: Halep face break-ul și are 3-0 în setul 2. Update: Halep își face serviciul și conduce cu 2-0. Update: după mai bine de 5 minute de pauză, meciul e reluat. Petkovici are genunchiul drept bandajat. Update: Halep începe cu un break setul 2. Petkovici cere intervenția medicului. Update: Halep câștigă game-ul cu mari emoții și închide primul set cu 7-5, acuzând o accidentare la genunchi. Update: Halep face iar break-ul și servește pentru set. Update: șansă ratată de Halep pentru a închide setul. Petkovici face break-ul și e 5-5. Update: Halep iese în evidență cu un nou break și servește pentru a câștiga setul. Citește și Ingrid Mocanu, dezvăluiri uimitoare despre Iohannis. Update: Halep egalează. Legătura acestuia cu un ministru care ar fi primit o șpagă de 10 milioane de dolari. Update: Petkovici conduce cu 4-3. Update: Halep își fructifică serviciul și e 3-3. Update: Petkovici câștigă pe propriul serviciu și conduce cu 3-2. Update: Halep face și ia break-ul și e 2-1 pentru nemțoaică. Update: Halep egalează la 2. Update: Halep începe prost meciul și e condusă cu 2-0, după ce Petkovici a câștigat pe serviciul liderului mondial. Update: Petkovici își face serviciul și conduce cu 1-0. Update: meciul a început. Petkovici servește prima. Citește și surpriză de proporții. Cine este milionarul care a cerut-o în căsătorie pe Maria Sharapova? Simona Halep. Locul 1 WTA s-a calificat în turul al treilea al French Open. După ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-1, pe americanca Taylor Townsend, numărul 72 mondial. Însă, pentru a accede în optimii, Halep are meci greu cu Andreea Petkovici, locul 107 WTA. Miza nu e doar calificarea în faza următoare, ci și fotoliul de lider mondial. Dacă Halep pierde meciul, pierde și locul 1 WTA. Citește și scandal monstru la Românii Au Talent. A câștigat un bai sexual ungur război fără precedent în online.